Oamenii lui Dumnezeu, nu o să mai citim încă un pasaj din Scriptură, deși am fi putut să citim 1 Corinteni capitolul 12. Brothers and sisters, we will no longer read what I had here from 1 Corinthians chapter 12. Ambele pasaje, Roman 12 și 1 Corinteni 12, se potrivesc într-o oarecare măsură. But the passages from Romans 12 and 1 Corinthians 12 have some assimilation between them. Deși 1 Corinteni capitolul 12 este mult mai specific și mai concret, concentrându-se mai mult asupra raportului dintre prorocie și vorbire în limbi. In 1 Corinthians chapter 12, it is more specific when it speaks to prophecy and the gifts of the Holy Spirit. Fiind în contextul acestei lucrări, within the context of the Spirit baptism, ne-am întrebat ce este în mintea lor și cum gândesc ei în urma acestei experiențe. We put ourselves in their mind and we ask what is in their minds at this time after this experience. Câțiva dintre liderilor, dintre părinților ne-au spus că unii dintre ei se întreabă ce urmează. Some of the leaders, some of the parents have asked us that they are dealing with asking what follows after spirit baptism. Adevărul este că noi la vârsta noastră nu mai știm cum gândesc ei. Am uitat. Truth is parents at our age we have forgotten what it feels like to be in their shoes. Ce urmează după botezul cu Duhul Sfânt? So what follows after spirit baptism? Dacă unul dintre ei v-ar întreba ce ați răspunde? If one of them would ask you, how would you respond? Atunci când în mintea noastră ne gândim la posibile răspunsuri, suntem siguri că știm ce să răspundem. When we think about answers to this question, then we'll be able to respond to them. Dacă fiecare dintre dumneavoastră ați încercat să așezați câteva gânduri pe hârtie ca să nu le uitați și ați veni aici, v-ați dat seama că este mai greu decât pare. If you had the chance to come up here and you did not jot down certain ideas the moment that you would get to the pulpit, you would forget what you'd want to say. Ce urmează după ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt? What follows after you have received spirit baptism? O să fac un pic de introducere remarcând faptul că mișcarea harismatică este una dintre cele mai mari mișcări creștine din lume. I want to begin by in my introduction saying that the charismatic movement is one of the greatest, the biggest movements in Christianity. Se apreciază că în jur de 400 de milioane de creștini vorbesc în limbi. It is estimated that there are approximately 400 million men and women that have experienced speaking in tongues. Asta înseamnă peste 20% din populația creștină. And this means that there is approximately more than 20% of Christians that have had this experience. Felul în care ei își explică vorbirea în limbi, importanța pe care o dau și mai ales scopul acesteia, variază însă de la o mișcare mai mică la o altă mare mișcare mai mică, la o altă mișcare mai mică din această mare mișcare harismatică. The experience that those that are part of the charismatic movement, when it comes to understanding, when it comes to the various experience that each of them have, varies in many ways. Adevărul este că atunci când trecem de domeniul logic, when we go beyond what is logic, rațional, rational, și intrăm în dimensiunea mistică, and we enter into a mystical realm, acolo unde se petrec darurile spirituale, manifestările spirituale, the realm where we operate in the spiritual gifts, intrăm într-o zonă care alunecă. We enter into a zone that can become slippery. Darul de profeție, de vorbire în limbi, darurile spirituale la modul general, sunt o zonă sensibilă a manifestării Duhului Sfânt în om. When it comes to prophecy, when it comes to speaking in tongues, can be manifested in different ways, or we can understand it in different ways. Sensibilitatea nu vine din partea lui Dumnezeu sau din partea Duhului Sfânt, ci sensibilitatea vine din partea oamenilor. The sensibility comes from not from the Holy Spirit necessarily or from God, but from us. Nu vreau să insist asupra acestui fenomen, pentru că mi-e teamă să nu creez un semn de întrebare în mintea dumneavoastră. And I won't speak too much on this particular subject, not to create any confusion.
Știind că în seara asta o să încerc să răspund la întrebarea ce urmează după botezul cu Duhul Sfânt. But tonight I want us to tackle the question of what happens after we experience spirit baptism. Am încercat să-mi fac în mintea mea o predică. I've tried to come up with a sermon. Și am făcut câteva pentru că mi-am dat seama că una era prea tehnică, prea teologică. And I came up with several of them. A few of them were more technical. Alta avea prea multe detalii, prea multe versete biblice. Others was a little bit more detailed through scripture. Și dacă stau să mă gândesc, și asta pe care vreau să o spun în seara aceasta are slăbiciunile ei. And if I think about the sermon that stands before us, even this one, I'm confronted with certain weaknesses. Dacă i-ați observat, vârsta lor nu este o vârstă prea mare. If you've observed those that were here in front, they're not old in their age. Și nu este deloc ușor să treci dincolo de dimensiunea vizibilă și rațională și să le vorbești despre zona aceasta mistică la vârsta lor ca să poată înțelege. And it is not easy to talk about a realm that goes beyond what we see with our eyes in the spiritual realm to be able to communicate to them. Subiectul este atât de vast, însă aproape este nelimitat. The subject is vast and it is unlimited. Mi-am propus să fac câteva lucruri. And so I decided to do a few things. Și unul dintre ele este să le recomand câteva lucruri care trebuie să le facă privind în Scriptură la oamenii care au trecut cândva pe unde trec ei acum. And one of these is to look in the Scriptures to those who have experienced the Spirit baptism and to communicate a few things for them. Ce urmează? What follows? Ce ați primit voi în zilele care au trecut? What you received in the days past urmează să vă ajute să vă sfințiți. Will follow to help you sanctify your life. Aceasta este cea mai mare așteptare pe care o are Dumnezeu de la oameni. This is what God waits for all of us to have, this desire of sanctification. Iar atunci când Dumnezeu îl trimite pe Duhul Sfânt și el umple interiorul nostru. When God sends his Holy Spirit and he fills our interior. Una dintre primele beneficii este faptul că omul primește un ajutor considerabil pentru a se sfinți mai mult decât a reușit singur fiind. The first benefit that the believer receives is on his behalf the Holy Spirit comes and helps him beyond his ability to sanctify his life. În 1 Corinteni capitolul 6, in 1 Corinthians chapter 6, versetul 11, verse 11, apostolul ne spune că noi suntem socotiți neprihăniți prin Duhul lui Dumnezeu. The Bible says that we are considered righteous through the Spirit of God. Evident, remarcă înainte de asta că prin Hristos am fost spălați. Paul remarks before this passage that we have been cleansed. De asemenea, în Tit capitolul 3 versetul 5, and Pavel, in Titus chapter 3 verse 5, el ne spune că noi nu am fost mântuiți datorită meritelor noastre. Paul says that we are not saved on the basis of our merits, ci prin spălarea nașterii din nou produsă de Duhul Sfânt. But we were cleansed through rebirth that the Holy Spirit does. Tineri dragi, în interiorul, înăuntru vostru, în sufletul vostru a pătruns puterea Duhului Sfânt. In your soul, in your spirit, the Spirit of God has entered. Această putere va acționa. And this power will react. Va acționa asupra minții voastre. Will react in your mind. Asupra sentimentelor voastre. In your sentiments. Asupra voinței voastre. And your decisions, your will. Asupra deciziilor voastre. The decisions that you will make. Dacă o să continuați să fiți serioși și să vă gândiți la lucrurile lui Dumnezeu, o să vă redefiniți prietenii. And if you continue to be serious and you think about what God is doing in your life, you begin to redefine or look at the friends that you allow in your life. Și o să faceți multe alte schimbări. And you will make other changes as well. Însă toate schimbările acestea pe care o să le faceți, o să aibă în vedere o sfințire a voastră mai intențională, mai vizibilă și mai profundă. All of these changes in your life will be one that is intentional, that is visible. Uneori le spun oamenilor că vârsta la care eu sunt acum, 61 de ani, înspre bătrânețe este vârsta asta, este cea mai frumoasă vârstă din viața mea și până acum n-am avut niciodată o perioadă așa de frumoasă de vârstă. Some people say that when you get to be my age, the age of 61, it is one of the most joyous and beautiful time. Spun asta pentru că vârsta
și ea te predispune să gândești într-un anumit fel, să te porți într-un anumit fel. I say this because the age that we have often predisposes us to think a certain way or to act a certain way. Ai altă aderență, ai altă maturitate, ai altă experiență când la vârsta aceasta gândești viața. You have a different outlook on life because you've gleaned wisdom and experiences. Nu mai ai poftă să încerci nimic, că le-ai încercat și ai văzut unde ai ajuns încercându-le. You don't have a desire so much to try new things because you realize in trying new things there's a possibility of failure. Prin Apostolul Petru în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 2, el spune că Dumnezeu Tatăl ne-a sfințit prin lucrarea Duhului. The Apostle Peter says that Apostolul Petru ne-a spus că ne-a sfințit prin lucrarea Duhului. That we have been sanctified through the work of the Holy Spirit. Vă mai aduceți aminte celebrul text cu scara lui Petru, unde în capitolul 1 se spune uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, până la dragostea de frați și în final dragostea de oameni. 8 scări. You remember that the Apostle Peter has this vision and there's this spiritual ladder and there's detailed 8 things and the final is love. Ideea este următoarea: cu ajutorul lui Dumnezeu facem mai mult decât doar cu ajutorul nostru. The idea is this, is that with the help of God we are able to achieve more than we can do ourselves. După experiența botezului cu Duhul Sfânt, urmează să aveți o predispoziție mai mare înspre sfințenie. After spirit baptism, we have a disposition to desire things that are holy. Să nu credeți că se întâmplă independent de voința voastră. Do not think that it happens independent of your will. Nu. Se va întâmpla în mod conștient și intenționat. Personal și voluntar va trebui să activați puterea care este în voi pentru a ajunge la performanțe de sfințenie mai mari decât până acum. It'll take place not absent of your will, but intentionally. You need to intentionally allow the Holy Spirit to will, the Holy Spirit to use you and to live a life of holiness. Deși nu sunt sigur că simt generația voastră, poate numai din relația cu nepoții mei, totuși vreau să vă spun că la modul general tinerii pot avea probleme legate de sexualitate, fără să intru în detalii care dintre ele pot fi mai complicate, pot avea probleme de relație cu părinții, pot avea tot felul de adicții, dependențe. The teenage age can often bring different types of addictions, some of them sexual in nature, they can be addiction, they can be issues with our parents, the way that we relate with one another. Asta înseamnă că este timpul cel mai potrivit să vă concentrați asupra acestor probleme folosind resursa de putere pe care ați primit-o. And this is the most important time where you can utilize this resource, the power of the Holy Spirit, to be able to tackle these. Dacă acum când este proaspătă experiența voastră, nu o activați folosind-o în perspectiva sfințirii, să știți că peste o vreme n-o să se mai întâmple nimic. While this is fresh and a fresh experience, it is now very important that you react and that you allow the Holy Spirit to help you live a life of sanctification. După botezul cu Duhul Sfânt, pe lângă faptul că suntem predispuși și ajutați să ne sfințim mai mult decât înainte, în al doilea rând, vom simți o chemare mai profundă să le spunem oamenilor despre ce s-a întâmplat în viața noastră. The second thing that we experience after being spirit-filled is this deep desire to testify to those about Jesus. Vom fi mai sensibili pentru caritate sau pentru misiune. We'll be more sensitive to be able to help out through compassion ministries or missionary work. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, Petru și Ioan se duc la templu să se închine. In Acts chapter 3, Peter and John go to the temple to worship. Era ora 3 după amiaza. It was 3 in the afternoon. Oamenii nu erau ocupați ca acum. People were not as occupied as they are now. De pildă, Petru s-ar putea să fi mers noaptea la pescuit și toată ziua să mai facă câte ceva pe lângă casă. Peter could have gone fishing during the night and then during the day could have opted to do many other things. El și Ioan se duc la templu. But him and John go to the temple. Ca de obicei, era acolo o persoană care cerea milă. And usually there was a
person there that was asking for help. Vă mai aduceți aminte dialogul dintre Petru și omul care cerea bani? And if you remember this dialogue from this man that was asking for Peter. Și Petru îi spune ceva de genul: n-am portofelul la mine, n-am bani, dar ce am îți dau. Mă rog pentru tine ca să te faci sănătos. And Peter says, I don't have my wallet on me, I don't have money, but what I do have, in the name of Jesus, be healed. Observați cât de vecină este problema să-l ajute cu bani și problema să-l vindece prin credință. Sunt lipite ca doi vecini pe aceeași stradă. Look how close these two are neighbors. That is the desire to give someone money, to help them with money, or the fact that the Holy Spirit can bring this healing. Și Petru îi spune: omenește, nu pot să fac nimic pentru tine. And Peter says that humanly I can't do anything for you. But I'm a child of God. Eu îl cunosc pe Iisus. I know Jesus. Și acum intru în dimensiunea vecină, unde eu ca om nu mai pot să fac nimic și îl rog pe el să te vindece, mă omule, să te vindece de tot. And now I enter into this spiritual realm where me as a man I cannot do anything, but God is able to heal you. Și dintr-o dată, într-un mod absolut miraculos și inexplicabil, omul ăsta se face sănătos. And all of a sudden this miracle takes place, this man receives his healing. Dacă îi dătea o sumă de bani, nu făcea decât să aibă ce mânca într-o săptămână sau două. If he gave him a sum of money, he would have used it to feed himself for a week or two. Dar omul ăsta s-a făcut sănătos cum era Petru, putea să meargă să muncească acum. But this man now was made completely healed and he was able to work just like Peter. Observați diferența de potențial între un om, Petru, și între Dumnezeu. And so observe the difference or the potential in between a person like Peter and what God is able to achieve. Petru îți dă 10, 50, 100 de dolari. Peter can give you 10, 50, 100 dollars. De fapt, atunci n-a dat nimic, că n-avea. But then he then gave nothing because he didn't have. Dar când a proclamat numele lui Isus. But when he proclaimed the name of Jesus, incapacitatea acestui om, his inability, pur și simplu s-a transformat într-o sănătate deplină. It transformed into something that was complete and holy of God. Stăm uimiți în fața acestei realități și nu înțelegem nimic. We're mesmerized by the reality of what Scripture has here in this miracle. Cum să se schimbe o boală, un handicap atât de evident din viața unui om în urma unei rugăciuni scurte de un minut, 30 de secunde? How can this sickness, this illness, this disease be healed when there is a simple prayer? Logica nu are nimic de spus. Logic has nothing to say here. Rațiunea este doar martoră. And rationality is only a testimony here. Credința funcționează. But faith. Dumnezeu este puternic. God is powerful. El face absolut tot ce vrea. He does anything that he wants. Și uneori vindecă pe oameni indiferent de diagnostic. And so he is able to heal regardless of what people say. Numai că această pasiune a lui Petru, activată, dinamizată, accelerată de umplerea cu Duhul Sfânt, but this passion, this dimension of the spiritual realm that Peter activates, are două consecințe. It has two consequences. Una asupra omului vindecat, consecință pozitivă. There is the consequence that happens to the person that is healed, which is positive. Și una asupra conducătorilor orașului, consecință negativă. And then there's also a negative consequences amongst the leaders of that town. În capitolul 4, Faptele Apostolilor, capitolul 4. In Acts chapter 4, citim. We read. Puneți pe screen 4 cu 1, Fapte 4 cu 1. Acts chapter 4 verse 1. Pe când vorbea Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii. The priests and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. Erau foarte necăjiți. They were greatly disturbed. Că învățau norodul. Because the apostles were teaching the people. Și erau necăjiți pentru că vesteau în Isus învierea din morți. And they were also disturbed because they were proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. După ce s-a întâmplat vindecarea, Petru a profitat de eveniment și a dat un pic de învățătură. After the healing, Peter used this as an opportunity to teach. Oamenii au ascultat. And people listened. Și Petru mai mult le-a vorbit. And Peter continued to preach. Imediat s-a dus vestea. And this great news spread. Credeam că am scăpat de Iisus, ăștia iar îl aduc în actualitate. They thought that they had escaped from Jesus Christ, but now Jesus is evidenced again. Și au apărut autoritățile. And the authorities came. Au pus mâna pe Petru și pe Ioan. They put their hands on Peter and John. I-au arestat. They arrested them. Și i-au dus în locul arestaților. And they brought them to the place where all the rest were arrested. De ce? Why?
pentru că au încălcat regula autorității. Because they went against the law. Dar nu e normală regula autorității. But this law was not good. Dar autoritatea poate să dea o regulă normală sau anormală și e la fel de valabilă din punctul lor de vedere. The authorities can give a rule that is normal or not normal. Ei au dreptul să creeze restricții. They have the right to create restrictions. De fapt am greșit. Nu au dreptul să creeze restricții. Abuzează și creează restricții. What they do is they abuse and then they create these restrictions as a result. Nu vreau să spun că orice restricție este un abuz. I don't want to say that any other restriction is an abuse. Vreau să spun doar că un om are dreptul să vorbească. But I want to say that a person has the right to speak. Și într-un cerc de oameni să spună ce crede el despre o chestiune. And in a circle of people to be able to give his opinion. Și dintr-o dată aici se petrece un proces care are câțiva pași și eu așa rapid o să ia număr. And all of a sudden a process begins from here. Aduceți-vă aminte de Fapte 2. Remember Acts chapter 2. Sunt plin de must. They were full of wine, they said. Cum numiți chestia asta, atitudinea asta? How do you call this attitude? Ridiculizare. To ridicule. Adică un fel de bătaie de joc. This is when you speak maliciously against somebody. Aproape orice formă de persecuție începe cu această bătaie de joc, cu această ridiculizare. Almost any form of persecution begins with ridiculing the other individual. Au pus mâna pe Petru. They put their hand on Peter. Și i-au întrebat, cu ce drept faceți voi treaba asta? And they asked Peter, in what name or with what right do you do this? Cum se numește atitudinea lor? How do you call their attitude? Investigare. Investigation. I-a investigat. They investigated Peter and John. Veniți încoace. They said, "Come here." Să vedem dacă sunteți sau nu vinovați. And let us see if you're innocent or not. Dar observați ce se întâmplă în versetul 17. But look what happens in verse 17. Ca nu cumva să se ducă vestea asta mai departe, le poruncim să nu-și mai deschidă gura. And they told them that you can no longer go proclaiming this, and we forbid you from speaking. Și nu cumva să mai pronunțe numele lui Isus. And you are forbidden from proclaiming the name of Jesus. Cum se numește asta? What is this called? Amenințare. This is to not allow somebody to do something. A început de la ridiculizare. Hai mă, vezi de treabă, deșteptule. It began with ridicule. Apoi ia vino încoace să te cântăresc, mă. And now they called into question to judge them. Și după aceea devin serioși, fii atent, dacă îți mai deschizi gura o dată, nu mai deschizi altă dată. And they restricted them and told them they can no longer speak in the name of Jesus. Ne uităm în Scriptură și observăm următorul lucru. Fapte 5:18. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță. We see the scripture says that they put their hands on the apostles and threw them into prison. Cum se numește asta? What is this called? Întemnițare. To be imprisoned. I-a băgat în pușcărie. They threw them inside the prison. Și nu s-a terminat nici acolo măcar. And it didn't stop there. Dacă citim versetul 40, if you read verse 40, Scriptura ne spune că i-au bătut. The Bible says that they were beaten. I-au bătut cu nuiele și i-au oprit să mai vorbească în numele lui Isus. The Bible says that they were flogged and they were ordered them not to speak in the name of Jesus. N-am studiat să văd cam ce însemna să-i bată cu nuiele. I didn't study exactly what it means for them to have been flogged. Dar cred că nu iau mai tare ustură decât doare. But I would imagine that there's much more great hurt and harm from this experience. Însă nu s-au oprit nici măcar aici. But they didn't stop there. Că în Fapte capitolul 7 versetul 58. In Acts chapter 7 verse 58. Dacă ne referim la Ștefan. If we refer to Stephen, l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. They took him outside from the city and they killed him with stones. They stoned him. Au pornit de la a ridiculiza. They started from ridiculing him. Și au sfârșit prin a ucide. And they ended with killing him. Când cineva te ridiculizează, when someone ridicules you, să știi că ești în pericol. Know that you're in danger. Că omul care își permite să te ridiculizeze, the person that allows himself to ridicule you, s-ar putea să ajungă mai departe. It is possible for him to go further than that. Nu vreau neapărat să vă sperii. I don't want to scare you. Am vrut doar să spun următorul lucru. But I wanted to say the following. Când
vorbești despre Isus în afara bisericii. When you talk about Jesus outside the church, sunt și oameni care nu vor să audă asta. There are people that don't want to hear this. Și oamenii aceia, dacă pot să-ți facă rău, îți vor face. And those people, if they can do you bad, they will. Aici vin doar oameni care au plăcere să audă despre Isus. But here in the church, people come that have a pleasure to hear about Jesus. Și uitați ce bine vorbim noi și ce bine ne ascultați dumneavoastră și nu ne deranjează nimeni, că dumneavoastră credeți ca și noi. And look how well it is for us to gather and to celebrate Jesus because we're all in one accord. Dar asta nu-i misiune ce facem noi. Asta e consolidare, adică vorbim unor oameni care deja știu. But this is not mission. What we're doing is we're fellowshipping together. Dumneavoastră, și dacă nu mai auziți predica asta, știați bine despre ce e vorba. Even if you didn't hear this sermon, you already know what this is about. Dar oamenii de afară nu știu. But those on the outside have no idea. Ei când aud, aproape că aud la prima mână. Because they, when they hear for the first time. De aceea trebuie să ne ducem. And so that is why we have to go. De aceea ne-a fost dată puterea. And that's why this power was given to us. Și în baza puterii ni s-a dat mandatul: du-te, du-te, du-te. And this power we've been given this commandment to go. Dacă nu ne ducem, ne numim neascultători. If we do not go, we are called disobedient. Dacă ne ducem, but if we go, o să ne cheltuim timpul, we will spend our time, o să ne cheltuim banii, we will spend our money, și s-ar putea cineva să nu fie de acord cu noi. And it'll be possible that someone will not agree with us. Și în funcție de zona în care suntem și nu sunt de acord cu noi, s-ar putea să se întâmple una sau alta. And it is possible that while we are going telling other people about Jesus, that they might revolt and might do other things. De ce a îngăduit Dumnezeu o persecuție peste ei? Why did God allow this persecution on them? Simplu, pentru că n-au vrut să meargă în misiune. Simply because they did not want to go on mission. Am să vă spun ceva foarte, foarte neplăcut. Let me tell you something that is not easy for me to say. Oamenii nu vor să facă evangelizare. People do not want to evangelize. De ce? Why? De aia. Because. Când întreb pe nepoții mei mai mici de ce ai făcut așa, zice because. When I tell my grandkids, why did you do this? They say because. Și eu îi spun, mă, because nu-i răspuns, mă. And I say because is not an answer. Spune de ce ai făcut treaba asta, că because nu-i răspuns. Tell me why you did this, because that's not an answer. Și el se uită la mine și n-are minte să înțeleagă. And they look at me and obviously they don't understand. Domnul îngăduie prigoană ca să-i scoată pe ucenici din Ierusalim. But Jesus allows persecution for his disciples to leave the city. Cândva când ți se va întâmpla un necaz, o suferință, o durere, o problemă, if you experience in life a trial, a hardship, a tribulation, să te gândești și la faptul că s-ar putea ca Dumnezeu să vrea să-ți atragă atenția. You should have the perspective that it is possible that God wants to grab your attention. Că a cheltuit cu dumneata să te școlarizeze și să te împuternicească și n-ai adus niciun profit. That he has given you his spirit and to teach you. De ce? And God is asking of you because, but your answer is because. Fără niciun motiv. Without any motive. Nu ne ducem. We're not going. Nu ne ducem. We're not going to go. Ar trebui să ne ducem. But we should go. El ne este stăpân și ne poate porunci. Because he is our Lord and he can command us. Viața pe care o avem este de la el și el poate să o întrerupă când dorește. The life that I have is from him and he can cut it any time. El a turnat în noi ceva de care avem nevoie și să ne sfințim individual, private, adică personal, nu private, dar trebuie să cheltuim și cu alții, nu numai cu noi. He has poured in us that which is for us individually, but also for us to pour out to other people. Asta este o problemă personală. This is a personal problem. Fiecare reacționează în funcție de cât poate. Everyone reacts to their best ability. Un alt lucru care trebuie să-l facă un om după ce este botezat cu Duhul Sfânt, pe lângă faptul că trebuie să se sfințească și trebuie să meargă în misiune. Another thing that someone needs to do after they receive spirit baptism and they proclaim Christ, este să se roage pentru darurile spirituale. It is to pray for spiritual gifts. În cel de-al doilea pasaj pe care eu l-am invocat în seara asta, 1 Corinteni capitolul 12. In 1 Corinthians chapter 12, există această învățătură a lui Pavel suficient de concretă ca să fie înțeleasă de oricine. There is this teaching of the apostle Paul that is easy for us to understand. Dumneavoastră cunoașteți pasajul 1 Corinteni capitolul 14. And all of you know this passage very well. 1. Number 1. Urmăriți dragostea. Seek after love. Follow it. Ține-te după ea, urmărește-o. E ca și cum te duci într-un oraș, nu știi unde să mergi și cineva cu mașina spune: ține-te după mine. That is, follow it, pursue it. It's like somebody asks you when you're going to a city to follow them as they drive, you go where they go. Urmăriți, nu mașina, urmăriți dragostea.
And Paul says to pursue love. Țineți-vă după dragoste. Stay after it. Să știți, dacă dragoste nu e, nimic nu e. If there is no love, then there's nothing there. Dacă nu e dragoste, n-avem cum să vorbim de rugăciune, că n-are cine să ne motiveze, numai parul, cu parul. There is, if there is no love, then there would be no reason for us to exhort each other to prayer. Inchiziția spaniolă s-a oprit de câteva sute bune de ani. And the Inquisition in Spain has stopped many, many years ago. Numai din dragoste. And it stopped out of love. Nu ne-am însurat noi din dragoste? Didn't we marry out of love? Nu ne-am părăsit noi mămicuțele noastre pentru o fată, o străină? Didn't we leave our parents for that spouse? N-au rămas mămicile noastre singure și bătrâne și noi nu acolo? Didn't our mothers remain and as they grew in age? Și ne-am dus. But we left. De ce? Why? Din dragoste. Out of love. Dacă nu e dragoste, nu e nici misiune. Dacă nu e dragoste, nu e nici căsătorie. If there is no love, there is no marriage. Pavel spune, urmăriți dragostea. But Paul says to eagerly pursue love. 2, umblați după daruri spirituale. And number 2, pursue gifts of the Holy Spirit. Și 3, and number 3, cu prioritate pe prorocie. He says with priority the gift of prophecy. Și Pavel explică scurt de ce. And Paul says very shortly why. Prorocia e în limba maternă. Prophecy is going to be in the mother language. Și înțelege toată lumea. And all everyone understands it. Vorbirea în limbi. But speaking in tongues. Nu înțelege nimeni nimic. Nobody understands. Sub condiția ca cineva să tălmăcească, să interpreteze cum face Gianni acum. Under the condition that tongues is being interpreted. De aceea Pavel ajunge să spună în adunare. So Paul says in the church. Dacă nu tălmăcește nimeni, să nu vorbești în limbi. If no one is interpreting the tongues, do not speak. Acolo în bancă poți să vorbești. Over there in your bench where you are, you can speak. Dar de aici, de la microfonul ăsta, nu poți să vorbești, că oamenii ăștia n-au venit aici să asculte au venit să asculte ceva în limba pe care o cunosc, să capete o înțelegere. But from this mic or from a public place, they did not come here to hear you speak in tongues. Asta spune Pavel, nu spun eu. Și n-am numai o Biblie cum acum 1500 de ani aveau numai preoții Biblie. Și dumneavoastră aveți Biblie. And this is what the apostle Paul teaches here. All of us have the scriptures before us. Biblia spune așa, dacă n-are cine să tălmăcească, taci. The Bible says here that if that tongue does not have interpretation, do not speak. Ocup timpul. Because you're taking up time. Îi deranjezi pe oameni. And you're bothering people. Oamenii au venit să audă ceva lămurit. Because these people have come here to understand something. Asta este învățătura Bibliei. And this is the biblical teaching. Ea nu vrea să supere sau să restricționeze, dar spune așa, dacă ai ceva de spus, spune să înțeleagă oamenii. It doesn't want to restrict or sadden anyone, but it gives clarity to the body of Christ. Și capitolul 14 vorbește despre raportul dintre vorbirea în limbi și prorocie, în mare măsură. In chapter 14, it speaks both about speaking in tongues more in depth and prophecy. Mă gândesc să mă opresc asupra la fenomenul acesta și să nu mai spun celelalte lucruri pe care mi le-am notat. I'm thinking to pause here and to not say the other points that I had prepared. Ca să pun în evidență o problemă care este problematică, adică care e dificil de înțeles, de explicat. But for us to discuss or evidence an issue that is not easy for us often to understand. Problema aceasta este problema vorbirii în limbi. The problem here that I want to discuss is speaking in tongues. Și nu mă refer la principiul pe care tocmai l-am repetat, că toată lumea îl știe. Dacă nu e tălmăcire, adică să fie spus și în limba pe care o înțelegi, nu mai vorbi fără ca oamenii să înțeleagă, că și dumneata vorbești singur și oamenii se ispitesc că le spui ceva și nu pricep nimic. And of course we understand with clarity, even as I said, that we are not speaking here about speaking in tongues when there is interpretation. Însă intenția mea, în mod deosebit pentru tinerii aceștia care sunt mai noi veniți în viață. But my intention for the youth is for you to understand. Este să avansez această idee care nu e ușor de înțeles și care s-ar putea să nu fie nici ușor de acceptat după ce o înțelegi, că s-ar putea să nu se potrivească cu ce am știut. It is for you to advance in the knowledge of it so that you will understand when you do speak in tongues. Deși eu nu cred că spun lucruri pe care dumneavoastră nu le știți sau cu care nu sunteți de acord. Even though I know that you all know what I'm about to say and are in agreement. Și acum am să vă spun.
And so let me say the following. Puțin mai târziu o să fac apel un pic la câteva cuvinte, spunându-vă ce înseamnă asta, dar mai înainte de asta o să apelez la metoda populară. I want us to begin with what is most recognized when it comes to this gift. Intenția mea este să vă pun în fața unei dileme. My intention is to put before you a dilemma. Și să recunoașteți că sunt cel puțin două feluri de vorbire în limbi. And to recognize that there are at least two different types of tongues. Și prima e în Fapte 2. And first is in Acts chapter 2. Și a doua este în 1 Corinteni capitolul 14. And the second is here in 1 Corinthians chapter 14. Haideți să mergem în Fapte capitolul 2. Let us go to Acts chapter 2. Apostolii după 10 zile de stăruință vorbesc în limbi. The apostles after 10 days in prayer, they begin to speak in tongues. Sunt două semne publicitare. And there are two public signs. Un sunet care s-a auzit în tot orașul. There is this massive sound that went throughout the whole city. Și niște un fel de șerpi de foc, de limbi de foc. And there was this mighty rushing wind and tongues of fire. Ceva văzut, ceva auzit. Something that was seen and something that was heard. Și oamenii se strâng cu grămadă acolo. And all the crowds gathered in. La sărbătoarea de cincizecime veneau iudei, dar nu numai, care nu mai stăteau în Israel, care stăteau în alte locuri și acolo nu mai vorbeau limba lor foarte probabil. At the celebration of the day of Pentecost, there were many Jews that were from the diaspora that spoke other languages that came into the city. Dani, te rog, pune pe screen Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 8. Acts chapter 2, verse 8. Îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Asta înseamnă că nu era aramaica, că aramaica se vorbea atunci. Pune-te, rog, și nouă ca să facem o legătură. Dar uitați unde se născuse. Se născuse în Parția, în Mezia, în Elamiția, în Mesopotamia, în Iudea, în Capadocia, în Pont, în Asia. Și vedeți că sunt multe zone și fiecare știa altă limbă. Avea două, trei, înțelegea două, trei cuvinte pe acolo, poate venise cu altcineva, dar ei nu înțelegeau limba. As you see here on the screen written in verse 9, you can see the various languages that were present and that were being uttered. And these people heard these various languages while they were praying. Versetul 7, Deni, te rog. Toți se mirau, se minunau și vorbeau între ei. Bă, frate, nu-s mă galileien? Nu vorbesc mă aramaica? Nu-s da aici din loc? Utterly amazed, it says, they asked, are not all of these men who are speaking Galileans, it was normal for them to hear the language of Aramaic, which was their regular language every day. Bă, da. Of course. Dar atunci cum vor... Versetul 8, Deni, te rog. Dar atunci cum vorbesc, domne, în limba noastră? So how is it that each of us hears them in his own native language? Ce fel de vorbire în limbi au avut apostolii atunci? What type of tongues did the apostles have then? Eu pun întrebări și dumneavoastră ori răspundeți, ori vă răspundeți. I will put questions and I will wait for you to respond. Au fost învățate limbile în care vorbeau? Were these languages taught? Nu, Doamne ferește, nu erau învățate, veneau de la Duhul Sfânt. No, they were not taught this. These languages came from the Holy Spirit. Erau inteligibile? Were they intelligible? Da, păi ăia spun, domne, am înțeles tot în limba mea, dar ăsta e galilean. Când a învățat ăsta? Yes, because they testified that they heard their own native language being spoken. Ce limbă au vorbit, ce limbi, alte limbi, ce alte limbi au vorbit apostolii atunci? What other languages did the apostles speak then? Au vorbit limbi care se vorbeau în alte etnii. Adică, imaginați-vă că acum ar fi aici niște spanioli, ar fi aici niște arabi, ar fi aici niște vietnamezi. They spoke other languages that were languages from other ethnicities. Let's say there were Spanish here or someone from another country. Și la o rugăciune în comun, and together at a corporate prayer, cineva vorbește în vietnameză și ăia doi, trei vietnamezi prezenți rămân paf. Bă, someone from amongst us speaks in Vietnamese and those that are here from Vietnam, they understand. Altcineva dintre noi, dar nu știe araba, dar începe să vorbească de la Duhul, în arabă. Maybe there would be somebody that does not speak Arabic, but begins to speak that language. Și le vorbește la cei 5-6 arabi care sunt aici. Îi rămân paf. And begins to speak to those that are present in the church. And they're amazed. Așa a fost atunci în Ierusalim. This is how it was in Jerusalem then, on the day of Pentecost. În Noul Testament există mai multe cuvinte despre în alte limbi. In the New Testament, there are different types of words used for tongues.
În Fapte 2 este cuvântul dialectos. In Acts chapter 2 we find the Greek word dialectos. Dumneavoastră știți ce este un dialect. And you all know what a dialect is. Este o vorbire pe care o are o țară sau o regiune a unei țări. It is a language that a nation will have. Sunt țări unde se vorbesc vreo 20 de limbi, de dialecte. There are certain nations or countries that have multiple languages. Și în aceeași țară s-ar putea să nu te înțelegi cu unul care vorbește alt dialect. There are many dialects that one nation might have, and you might understand one dialect but not understand the other. Limbile acestea nu erau limbi care te zideau pe tine personal. These were not languages that would edify yourself. Acestea erau limbi cu scopul să se adreseze unor oameni și tu pentru ăștia au venit la Ierusalim, frați. These were languages that had in the scope to cineva communicate. Cineva trebuia să le vorbească, dar n-aveau traducător, că nu era ca acum lumea deșteaptă și pregătită și școlită. Someone needed to speak to them and they didn't have interpreters then. Și Duhul Sfânt a vorbit pe limba lor și i-a lămurit. And the Holy Spirit spoke to them and gave them clarity. Și a făcut două lucruri în felul ăsta. And did two things doing this. În primul rând i-a informat și pe ei că nu pricepeau nimic. Number one, they informed them because they did not know. Și în al doilea rând, oamenii ăia ei au rămas uimiți până peste cap. And secondly, they were amazed. Ei și-au dat seama că ăștia sunt galileeni. They realized that they were simple Galileans. Că nu sunt intelectuali. That they are not intellectuals. Și că n-au de unde să vorbească limbele lor. And there's no way that they could speak their languages. Și când Petru s-a ridicat și le-a spus celor care i-au batjocorit, oameni buni, nu suntem beți, e dimineață, fiți liniștiți. And Peter stood up full of the Holy Spirit and said, brothers and sisters, we are not drunk, we're not full of wine, it is still morning. A vorbit Duhul Sfânt. The Holy Spirit spoke. Ei, dintr-o dată, oamenii aceia au acceptat, pentru că era experiența lor personală. All of a sudden, these people accepted because they had experienced it personally. Aici nu era o idee cu care să se lupte. Nu, domne, mai adu argumente. This was not an idea for them to argument back and forth. Când ai o experiență personală, nu mai ai nevoie de argumente. When you have your own personal experience, there's no need for you to have any other arguments. Ai nevoie de argumente când cineva îți transmite o idee și tu nu o primești. You need to have an argument when someone gives you an idea, but you don't accept it. Într-una dintre bisericile pe care le-am păstorit eu, era o persoană care în timp a început să devină din ce în ce mai nemulțumită în biserică. When I pastored a different church, there was an individual who began to be more difficult in our interactions. Și cineva din biserică a venit și mi-a spus, omul ăsta s-a întâlnit cu mine și mi-a spus că e foarte supărat pe tine că nu-l pui să predice. And this man said that he was very upset that Frate Luigi did not put him to preach. Eu, după cum îl vedeam, n-avea legătură cu predica. And as I knew him and knew of him, there was no reason for him to ever preach. Și m-am întâlnit cu el și i-am spus, aș vrea să te invit să pregătești o predică. And I met with him and I invited him to prepare a sermon. Și a spus, cu bucurie. And I told him with joy. L-am programat, a venit ziua, s-a urcat la amvon. I programmed the day came, he came to the pulpit. Și a scos doar două cuvinte. And he spoke only two words. Pur și simplu n-am putut să vorbească. Because he was unable to speak. Dacă vreți să mă credeți, era profesor. If you want to believe, he was a professor. Nu a putut să scoată decât două cuvinte. He could not speak other than two words. S-a bâlbuit foarte tare. He babbled. Aproape până la ridicol. Almost ridiculously. Și s-a dat jos roșu și transpirat tot. And he was got off from the pulpit red and fully perspired. Și experiența asta l-a ajutat să înțeleagă că din bancă predici ușor. And from this experience he realized that from the benches it is easy to preach. Dar atunci când vii aici nu mai este la fel. But when you're up here it is not the same. Experiența mea, acum vă spun o experiență, deși mă fac vulnerabil, dar să vă spun că dumneavoastră sunteți frații mei. And this is an experience that I had as a pastor. Dacă eu nu predic într-o zi, cum a fost de dimineață. If I don't preach like it was this morning. Și predicatorul citește un text și începe să vorbească. And the preacher begins to read a text and then preach. Mintea mea o ia înainte cu o predică și spun, ah, dacă eram pe aici mă duceam, așa spuneam, așa făceam, așa făceam, așa făceam. My mind goes ahead and I begin to make my own sermon out of it and give points. Aproape când trece prin minte să zic, dacă ce bine era dacă eram eu acum. And it goes through my mind that how good it would be if I was there in those moments. Și când se întâmplă să predic eu, să fiu eu pe program și să predic eu. And then when it is my turn to preach and I'm here before you. Mă apucă emoția.
I'm full of emotions. Mai ales dacă e o slujbă așa cu o miză mai mare, ceva mai deosebit. Especially if it's a more of a special service. Zic, ce bine era dacă nu predicam acum eu. And I usually then say, I wish I wasn't preaching now. Să scap de adrenalina asta așa de curentarea asta. To get rid of this adrenaline that I'm feeling now. Și m-am prins cu aceste două lucruri eu pe mine and și mi-am dat seama că niciodată nu-i bine cu omul. I caught myself this and I realized it's never good for a man. Apropiindu-mă de încheiere, frați și surori, as I come towards a close, aș vrea să mergem acum în 1 Corinteni capitolul 14. I want us to go in 1 Corinthians chapter 14. Și să răspundem la următoarea întrebare. And to respond to the following question. Despre ce fel de limbi străine este vorba aici? What type of languages is the Apostle Paul speaking about in chapter 14? Okay. O să începem cu versetul 2. We will begin in verse 2. 14, versetul 2. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. Cine vorbește în altă limbă, for anyone who speaks in a tongue, nu vorbește oamenilor, does not speak to men, ci lui Dumnezeu, but to God. Nimeni nu-l înțelege. Indeed, no one understands him. El spune taine. He utters mysteries. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. He who speaks in tongue edifies himself. Versetul 6. Verse 6. Fraților, nu v-ar fi de folos dacă aș veni la voi, aș vorbi în limbi, dar voi n-ați înțelege nimic. Now brothers, if I come to you and speak in tongues, what good will I be to you? Versetul 13. Verse 13. Cine vorbește în altă limbă, for the one who speaks in a tongue, și n-are darul de tălmăcire, de traducere, de interpretare, and does not have interpretation, uitați ce scrie acolo pe tablă, pe screen, să se roage să primească și darul de tălmăcire. He should pray that he may interpret what he says. Acum vă întreb personal. And now I ask you personally. Dumneavoastră care vorbiți în limbi, those of you that speak in tongues, aveți înțelegerea, obligația, vă simțiți responsabili să vă rugați intens și pentru darul de tălmăcire sau nu? Do you have the understanding, this intense desire for you to pray for the interpretation when you speak in tongues? Oameni dragi, dumneavoastră știți că nu eu am scris Biblia. You know that I did not write the scriptures. Mai pune încă o dată versetul pe screen, Denis, te rog. Let's put that verse one more time. Cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească, punct. For this reason, anyone who speaks in tongues should pray that he may interpret what he says. Nu-i Biblia mea. It is not my Bible. E Biblia lui Dumnezeu. It is God's Bible. Asta e rânduiala bisericii lui Dumnezeu. And this is how God has set forth in Scripture. N-are nicio importanță cum a fost, de unde vin eu, că noi avem o grămadă de tradiții. It doesn't matter where I came from because we have a ton of traditions. Vă rog, nu vă lăsați ispitiți și ofensați. But don't allow yourselves to be tempted or offended. Că ideea este să învățăm cuvântul. Because we need to understand God's word. Și să pricepem ce spune Domnul. And for us to understand what God says. Ca să nu mai avem între noi neînțelegeri și supărări. And for us to have between us things that we don't understand. Asta spune Scriptura. This is what the scripture says. Nu ai darul să o tălmăcești, vorbește în odăiță. If you don't have the gift of interpretation, speak to yourself. Acolo pereții nu se supără pe dumneata. Or in your home, in your own home. Dar nu veni în biserică să-i deranjezi pe oameni. Don't come in the church and try to disturb people. Poți să vorbești când e rugăciunea în comun? Poți să vorbești, că nu deranjezi pe nimeni, că fiecare se roagă ceva. You can speak in tongues when the whole church corporately is praying together. Vorbirea în limbi de genul acesta, glosolalia. The speaking in tongues here, the Greek word glossolalia, nu este o vorbire a unei limbi de pe pământ în care, fără să știi limba, Dumnezeu vrea să-i transmită un mesaj în chineză sau în altă limbă cuiva, unui chinez prezent aici. It is not the ethnic languages that we read about here in the scriptures, such as maybe the Chinese language. Nu este dialectos. It is not the Greek word dialectos. Ci este glosolalia. But it is glossolalia. Glosolalia este în altă limbă, altă vorbire. And it stands for another tongue, another language. O să închei repede. I'm going to come to a close soon. Pentru o vorbire, for a tongue, cea din Fapte 2, the one from Acts chapter 2, câteva pasaje care se încadrează. There are a few passages that
that are in regards to Acts chapter 2. Marcu 16 cu 17. Mark 16 and 17. Veți vorbi în limbi noi. You will speak in new tongues. Fapte capitolul 2. Acts chapter 2. Marea metropolă unde veneau mulți musafiri, mulți oameni care dialectos, care vorbeau alte dialecte și nu înțelegeau aramaica din evreia. Many Jews that came from the diaspora and spoke many other dialects. Care este următoarea mare metropolă de pe malul Mediteranei? What was the other greatest metropolitan area? Cezarea. It was Caesarea. Și în final, Turcia de astăzi. And Turkey of today. Fapte 19. Acts chapter 19. Efesul. It was Ephesus. Și care este cealaltă vorbire care este în opoziție cu prima? And what is the other tongues that is opposite of what was of Acts chapter 2? 1 Corinteni capitolul 14. 1 Corinthians chapter 14. Aceasta este o vorbire. This is a tongue, a language, care nu folosește limba chineză pentru un chinez. That does not use per se Chinese language for a Chinese person. Oamenii nu înțeleg indiferent de etnia lor. People don't understand it from their ethnicity, their language. Ea nu are scop să vorbească unui alt dialect. It does not have the scope to speak a different dialect. Este o vorbire cu Dumnezeu. But it is a tongue with God. Și rolul este vorbitorul să se zidească personal. And the role is for the person speaking in tongue to be edified himself or herself. Oameni dragi, sunt două tipuri de vorbire în limbi în Scriptură. There are two different types of languages spoken about in Scripture. Tineri dragi, puneți-vă în minte acest adevăr major legat de vorbirea în limbi. Put this major truth in your mind in regards to speaking in tongues. Un detaliu mai spun, deși îmi pare rău că îl spun și nu-l explic, dar totuși îl spun ca să-l aveți în minte. One detail I want to say because it's important for you to have this in your mind. Semnul vorbirii în limbi. The sign of speaking in tongues are un rol. It has one role. Și darul vorbirii în limbi are un alt rol. And the gift of speaking in tongues has a different role. Semnul arată ceva, spre ceva. The sign shows something towards something. Semnul e odată. The sign is once. Vorbirea în limbi. But speaking in tongues. Și acum atenție, că s-ar putea să vă supărați pe mine. And your attention here. Poți să o ai ca dar, poți să nu o ai. You can have it as a gift or not. O să mă opresc imediat. Dă-ni, te rog frumos, în încheiere, 1 Corinteni, capitolul 12. 1 Corinthians chapter 12. Versetul 29. Verse 29. Frați și surori, însoțiți-mă, vă rog, în încheiere. Follow me in this. Oare toți sunt apostoli? Are all apostles? Care este răspunsul corect? Nu. What is the correct answer? No. Toți sunt proroci? Are all prophets? Evident, nu. Evidently no. Toți sunt învățători? Are all teachers? Doamne ferește, ați fi terminați. Of course not, not everyone. Toți sunt făcători de minuni? Do all work miracles? Nu. No. 30 de ani, te rog. Toți au darul tămăduirilor? Do all have the gifts of healing? Nu. No. Toți vorbesc în alte limbi? Do all speak in tongues? Permiteți-mi să vă spun adevărul. Nu. Permit me to tell you the truth. No. Băieți și fete, frați și surori care ați fost botezați. The boys and girls unii dintre voi deja sunteți dezamăgiți. I know that some of you already are saddened. Că ați vorbit și nu mai puteți vorbi. That you spoke but do no longer speak. Și am auzit că unul dintre voi a zis așa. And I heard that one of you said this. Am încercat să-mi aduc aminte cuvintele și să le repet și am uitat. I tried to remember the words that I said but I forgot them. Ascultă-mă, dacă tu conștient spui cuvinte, aia nu e vorbire în limbi. If you consciously say those words, that is not speaking in tongues. Vorbirea în limbi vine de la Duhul și n-are rod pentru zona conștientă. Speaking in tongues comes from the Holy Spirit. Aici nu este ceva ce tu ți aduci aminte, ci e ceva ce curge fără ca mintea ta să fie implicată. This is not something that you remember, but it is what pours through you from the Holy Spirit. Vorbirea este o vorbire a zonei conștiente, intenționale. Nu-i conștientă, nu o stăpânești, ci curge. It's not something that is conscious that you can bring on demand, but it is something that the Holy Spirit produces and pours through you. Un minut și închei. Nu te strădui să-ți aduci aminte ce ai vorbit. N-are importanță. It is not important what you spoke, the language of the tongue. Timpul ăla folosește-l pentru altceva. Use that time for something else. Așează-te înaintea Domnului și spune așa. Come before the Lord and ask the Lord of this. Look at me now. Doamne Dumnezeul meu,
Am vorbit în limbi joi seara, miercuri seara, vineri seara și a fost un semn că m-ai botezat. I spoke in tongue on that particular day and it was a sign that you baptized me with your spirit. Văd că acum am încercat și n-am mai vorbit de 2-3 zile, Doamne. And I tried now to speak in tongues but I haven't spoken any longer. Te rog frumos, dă-mi darul vorbirii în limbi. Please Lord, give me the gift of speaking in tongues. Ca să am și eu în viața mea o metodă să mă îmbărbătez. So that I may have a method for me to mature. Că o să mă fac mare și o să mă însor și o să-mi fie greu cu serviciu, cu banii, cu lumea, poate cu chipurile, poate cu anticrist. Doamne, dă-mi, te rog, și mie ziditorul. I will get married and I will have the career and everything else in front of me, but give me, Lord, this gift and this joy. Dar mai mult decât asta, ar fi bine să te rog și așa, dă-mi darul prorociei pentru ceilalți. But better than this, the Bible says to pray for the gift of prophecy which edifies others. Vă rog să mă iertați că am umblat în așa de multe și acum ne oprim abrupt. Îmi cer iertare că am trecut 5 minute, știu că sunt ca 50 la ora asta. Forgive me for stopping so abruptly here tonight. Însă m-am gândit că în dragostea dumneavoastră o să mă iertați. But I know that in your love you will forgive me. Dragi tineri, o să mai continuăm altă dată când va fi un timp potrivit. Avem nevoie de învățătura aceasta, pentru că nu toți au vârsta noastră, nu toți au trecut pe unde am trecut noi cei mai adulți de aici. And God willing, the Lord will give us another occasion for us to continue the teaching. Oamenii ai lui Dumnezeu, a venit timpul să ne rugăm să încheiem. People of God, it is time for us to close. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm. Duhul Domnului ne va da gândul rugăciunii. Let's go before the Lord and pray.